Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CĂTĂ pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salutare fani și astăzi la un nou episod de FIFA 23 Pack Opening, pachetul cu Foot Birthday garantat, din care 100% o să pice ori la font, ori erai. Dacă place seria, nu uita să plătiți și pe butonul de like, e foarte important să vă abonați. Legendar de important, dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă. Folosiți codul de reducere, CĂTĂXPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins pe fifacoin.com, folosim codul de reducere CĂTĂ, linkul aveți în descriere. Asta e echipamentul de față, în cazul în care vreți să faceți și voi pachetul ăsta garantat, trebuie să faceți toate SBC-urile, nu știu dacă se mai poate, cu scârțarii ăștia. După care să faceți obiectivele la squad battles. 10 meciuri, trebuie să marcați cu nu mai știu cine, trebuie să pasați, bla bla, vă uitați la obiective și așa obțineți practic pachetul cu Foot Birthday garantat. În care sunt absolut 100% convins că îmi dă ori la font, ori cu mătru erai. Pe care l-am prins deja de două ori pe nenea erai. Nu știm exact care e schema, dar aia e. R9 din preview pack. Hai mă nene mă, dar unde e R9, nu ești nebun la cap? Nu chiar R9, da, e. Ce să și faci, merge mai departe. Este nenea Wilson. Bun. Hai să mai deschidem și niște pachete din astea pe aici și la Premium Electrum Players Pack. Mai strângem niște resurse pentru un nou icon player pick, în care 100% îmi dă ceva bun, nici nebun. Ia vezi mă, Anthony Marțiale. Nici că nu l-am mai văzut pe Gigel. Cred că e singurul card. Bine. Card de la echipă top care să aibă low cu low. Sau Messi? Oare și Messi are low cu low? Nici mai știu. Dar oricum foarte interesant cardul ăsta, low cu low. E cas. Dar oare și la un pachet de 100.000, domnule. Hai că poate așa mai pe final, că e untradeable. 81 plus garantat. Măcar este minim boards. Argentina, center back Romero. Bun, vine și ăsta. Nu-i mare sculă, bum. Da, aia e. Ce să și faci? Mai ce să faci? Boadu, toți băieții grei. O să schimb pachetele tradable. Ne scăpăm de ele. Premium Mixed Players Pack. Hai mă nene mă. Am luat până acum 2 din ăștia Foot Birthday. Ambii erau erai. Ce să vezi? Foarte, foarte ciudate promoțiile astea cu un drop rate incredibil de mic, în ideea în care mai avem, nu știu, 2 luni și gata, joc cu ceva în genul. Ar trebui să pice într-o veselie jucător, dar nu. Ce să și faci? 81 plus, tu rare gold player stack. Haide cu un Foot Birthday. Nu vrei. Bine, nene. Italia, ce am și este nenia Pellegrini. Bun, și fodder, numai nu deschidem pachete pentru fodder și atât. Am trec promoțiile astea și ne uităm la ele ca porcul la tractor. Nu știu exact dacă asta face porcul, dar nu. Ai. 83 plus double player pack, deci garantat minim bordini. Hai mă nene mă. Măcar e ok. Brazilia, goalkeeper, Edersonele. Dar avem pe Edersonul ăla mai jos, chiar deci numai bine până la sbâc. Partea bună e că este rating măricel. Ok, merge. Era frumos dacă dădea 2 de un rating Barosan. Dar bine și așa. Putea să dea niciunul, nici nu bun. Nici mai avem pe aici. Ok, și mai e și un ultimate pack. Rare Electrum Players Pack. Chica la Cachikidan Production garantat. Sigur că da. Portugalia. Ceva, ceva. Plus că, domnilor, n-am luat nici măcar un icon din promoții speciale. Nu mai știu cât din astea a fost. Știu că a fost ăla cu toti icons. Ăsta cu Foot Birthday icons. Și nu știu dacă mai a fost încă o promoție. Dar n-am luat nici măcar unul din ăla pârliozaur. Deci și acolo. Pentru ce mai bagă jucători în pachete dacă nu pic. Mega pack, Urugol. Left finger back, Chilwell. Nici nu știu cum arată flerurile alea. O să caut pe YouTuberesc, o să văd dacă o pică la cineva. Bolo unia.
Cazu sau e altceva? Că și-o știu ceva în italiană cu cazu. Bine, nu-i cazu, dar înțelegeți voi. Dar nu cred că și-ar fi pus așa ceva pe tricou, mă gândesc. Cine știe? Bun. Ok, cazu. Dar repet, nu așa e. Dar nu vrem să lucem de astea, că cine știe ce se mai întâmplă pe internetul ăsta, că nu prea mai ai voie să zici nimic. Rare player spec. Ok, mini board. Este Partey. 84. Bine și ăsta ce să zic. În spatele lui este Pușcaș. Încă o 2.84, bun. Hai că nu e rău, 1.83. Not good, not bad. Trebuie să mă bag iar la vânzare de jucatores. Deci cred că ar mai fi ideea de Quixel, că nu știu dacă mai costă ceva. 80 plus, 5 jucătores. Hai nene, Football Day mă nene mă. Dar unde sunt Football Day mă nene mă? Că mă bată Hector Valderrama, DRS. Hernandez. Deci moarte pachetele, domnilor. Am deschis ceva pachete la promoția asta. Am luat numai 2 purliozauri. Erai. Hai că mai plăzim încă unul de 180 plus vrăjală. Că văd că e bucac. 80 plus 5 players pack. Ok. Bun, e și ăsta Perisiciu. Dăm oare la Ultimate Pack ăla sau la pachet de 100.000 de fapt. Ultimate Pack am numai 1. Salpa. Pachet de 184 plus garantat. Pe unul tot trebuie să dea. În mijloc, pentru că în mijloc este cel mai bine, Food Birthday. Hai mă nene mă. Bine mă, hai, ceva blană. O, ciucueze mă. E nici ăsta, ce să zic. Băgăm super sape, ciucueze, care viteză. Măcar nu este erai. Măcar atât, că pe ăla l-am prins de două ori deja, pe nenea erai. Pe la fond l-am cumpărat și o jucat foarte bine la Weekend League. Bunicu cueze, cum am zis, îl bag super sub, nu știu sigur în locul cui îl bag super sub ca să-l joc în bandă. Smola Reg e casă, Eto e casă. Dar măcar, cum am zis, am prins unul, 20.000 AE. 4 cu 5, numai pentru asta l-aș băga, care totuși 4 cu 5, high cu low. Nu prea el șuda. Cum am zis, în bandă cred că ar trebui să fie bunicel ăsta cu viteza aia. Vom vedea. Îi dăm și ăsta un test. Are și reacțiile, nu scara. Dar măcar are dribbling-ul 95. Ar trebui să fie groaznic ardul ăsta. Mamă, cât e duplicațiune. Bă, băiatule, faci un ban și știi corect. Oricum le dau ăștia cu XLV-ul. Poate până la EFC24, se gândi și băieții la eSport să bage aici un buton ca să-i schimb pe tot deodată. Nu mă zic, nu neapărat, dar nu. Jumătate din pachet practic au fost dubluri. Așa, și aia ăștia doi sus. Bun! Și acum, Football Day garantat. Un pic de nasole de primăvară pentru că l-am prins pe ăsta fiind super ieftin. Parcă l-aș vedea să vină și la pachetul ăsta aici, nimeni cu Football Day garantat. De aici, cea mai bună variantă din cele mai proaste posibile ar fi la fond. Chiar dacă a fost slăban, dacă e la fond, aia el jocă Pușcaș croată, îmi place designul la card. Dacă dă ciucueze sau erai, nu e bine, pentru că am deja. Vrem creațiune din asta. Lăsați și voi în comentarii cu ce ați primit din pachetul ăsta, dacă l-ați făcut și bineînțeles, nu uitați, dacă aveți nevoie de FIFA, coins. Pe fifacoin.com folosim codul de reducere, către linkul aveți în descriere, ultra mega topor. Hai cu Brazilia, hai cu Brazilia. Marquinhos. Ceva mijlocaș, ceva forț. Era clar, mă. Bă, era clar. Am zis. Era clar. Dacă nu dăia pe ciucueze, la pachetul celălalt, 100% pica ori la fond, ori erai. Așa au zis. Faci figuri. Nu ți-o conveni la fond. Nu ia pe spate cu metri. Aia e, ciucueze. De două ori, ei, forță. Asta este, domnilor, ce să facem. Dați cu like-ul, uite. Zice nenea ciucueze. Măcar cu like-ul. Bun. Și ăsta a fost pachetul meu, Football Day, garantat, domnilor. Care dintre acești doi ciucueze o fi oare mai bun? Mă întreb eu, oare? Nu știm, dar vom băga în pic.
Bun, și acum player pick-ul de unde ar putea să pice cea mai troll combinație de anul ăsta. Nenea Mbappé Marinaru Potunu, pe care l-am deja, și să revină la club ca super sub, golfistul domnilor. Din pachetul ăsta, bine, din player pick-ul ăsta, poate să pice nenea Gareth Bale. Care sunt șansele să mă troleze EA Sports ținând game în halul ăsta, să-mi dea și Mbappé Potunu, pe care l-am deja, să-l readucă pe nenea golfist la club? Aceasta este întrebarea. Lăsați-vă un comentariu cu ce ați primit din acest player pick, dacă l-ați făcut bineînțeles, și nu uitați să folosiți codul de reducere CĂTĂ pe FIFACoin.com. Evident, dacă aveți nevoie de FIFA Coin. Asta e echipa pe care o băgăm la creațiune, nu știu dacă merită, sincer, dar am zis hai să-mi încerc norocul și cu pârliozărimea asta. Să vedem ce o să fie, submit. Să fie bine, să nu fie rău. CĂTĂ XP pe PC Garage reduce în momentul ăsta, domnilor. Nu uitați, foarte important acest aspect. Și hai să vedem. Revine nenea Bale, deci vă zic de pe acum, dacă îmi dă Mbappé Marinaru Potunu și Gareth Bale în același player pick, cu tot riscul de amendă bănesc, o să alerg în curul gol prin centrul Clujului. Cu o mască pe cap, dar voi cei care sunteți aici o să știți că, bă, e bunul ăla, știm cine a fost, dar nu mă dați în gât. Hai să vedem, domnilor. 3, 2, 1, nu veni Bale, că te bag la SBC din nou, topor. Bă, sincer să fiu, habar n-am dacă e de bine sau e rău. Ăștia doi clar n-au cum să fie buni, deși ăsta are 99 pace. 97 agility, 97 balance. A, 3 weak foot. Nenea ăsta nu știu dacă e bun. 3 cu 5, ok. Ar intra titular în echipă, ce-i drept. Dacă ar fi să-l utilizeze în locul Nenea Turan. Ăsta pare cel mai sculăbob dintre ăștia. Mă mir că nu veni nici măcar Bale, deci nebun. Ăsta clar n-am unde să-l bag. Ăsta pare cel mai putregai dintre toți. Ăsta bănesc că e ieftin, așa că le iau pe nenea asta care văd că e și upgradat. Hai să vedem, domnilor. Poate, poate, cine știe, poate îl joc titular la un... Nici nu știu, la calificări, habar n-am. Vedem. Cred că mai bag încă o dată ăsta. Așa că o să-l mai fac încă o dată dacă îl bagă. O merita să intre în locul lui Turan, domnilor. Aceasta este echipa momentul de față, spate. Cum am zis, ar intra Lejereanu titular. Fără să îmi strice chemistry. Dar nu știu dacă merită. Foarte bună e care 5 weak foot. Ioti, Lejereanu. Face coște de la PSG. Turan ăsta mi se pare că e bestie totală și mai ales că are și defensiva. Deși, într-adevăr, l-am jucat ceva în meciuri. 6-4 high cu high, dar are defensiv, asta e faza. Și deja am un jucător ofensiv, nenea Iaia Ture. Are pace un pic mai bun. Shoot-ul e aproximativ la fel, passing-ul e mult, mult mai bun la ăsta. Bine, de fapt, are free kick accuracy și are vision și din astea mai mult. Ca așa short pass cu long pass. Asemănătoare. Dribbling 8-7-8-6. Arată formidabil. Un pic mai tare asta nenia Turan, pe strength. În schimb defensiva, dar nici defensiva nu e super, super mega diferită. Dar nu știu ce să zic. Habar n-am cât o costa nenia asta. Bănesc că nu mult. Dar vom vedea ce va veni la pachetul următor. Nu știu sigur dacă joi o să fie repetabil like în player pick-ul și să-l fac joi seara să apară undeva după ora 8. Dacă nu, îl fac pentru vineri. Vedem cum o să fie, habar n-am când îl bagă din nou. Mersi fain divizionare, să aveți o super fan în continuare. Și bineînțeles, nu uitați să folosiți codul de reducere CĂTĂ XP pe PC Garage. Și dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe FIFACoin.com folosim codul de reducere CĂTĂ, link-urile aveți în descriere. Și ne auzim data viitoare, salutare, salutare!